Ia, săritură. Let's go, din prima mi-a reușit. Bine, bă, băiatule, mă, ăștia suntem, bro. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Stumble Guys. Un episod special cu informații foarte tari pentru voi, pentru că se pare că Stumble Guys merge mai departe. Și pe lângă colaborarea cu Nerf, avem o nouă colaborare surpriză. Dar o să vedeți imediat despre ce este vorba. Și bineînțeles, înainte de a începe, nu uitați de butonul de like de abonare, pentru că asta este cel mai important. Astăzi vă voi spune cei 4 câștigători pe care am extras și de pe YouTube, dar și, și de pe TikTok, pentru că și acolo am pus un videoclip. Deci o să extragem câștigătorii cei 4 și o să mai vină și skin-ul meu de Bolt, probabil pe mâine sau poi mâine. Totodată avem și un turneu cu intrare de 50 de gemuri, pentru că v-am zis că am schimbat... Oulu, bro, iar a fost bug-ul acela. Am schimbat recompensele, adică să fie și ele mai mari, după cum observați aici. Am pus 50 de gemuri intrarea, am văzut că nici cu 25 de gemuri nu prea ați intrat foarte mulți și nu ați vrut ca să jucați, așa că am pus din nou 50 de gemuri și cred că așa o să rămână toate turnele să fie și recompense mari. Hai să vedem câte like-uri și abonări se vor face în 5 secunde, pentru că am o informație foarte tare pentru voi, dar și surprize foarte multe. 5, 4... 3, 2, 1, like și abonați chiar în momentul acesta și, bineînțeles, nu vă descurajați, pentru că o să mai avem niște skin-uri de dat, dar zilele următoare o să vă anunț despre ce este vorba. Ei bine, începem cu primul câștigător. Primul este Laura Robaniuc, care zice: numele meu este Ioana999, vă rog să fie adevărat că așa au spus toți youtuberii și n-am primit nimic. Felicitări, Laura, uite că se pare că ai primit de la mine skin-ul pe Bolt. După aia avem pe David, care zice: David, paranteză W, paranteză, te rog, îl vreau și nu l-am. Felicitări, David, ai câștigat și tu skin-ul. Următoarea este Luca Emilian Ursan, care cere respect pentru munca depusă, Răzvan Ica HDM, dar cred că este băiat de pe contul mamei, s-ar putea. Iar ultima este Maia Stegaru, care numele este Maia2794, nu am nicio specială, respect. Felicitări tuturor, felicitări câștigătorilor și nu vă descurajați, pentru că ați văzut exact cum a zis și primul care a câștigat astăzi. Nu vă descurajați, pentru că niciodată nu se știe când veți putea câștiga. Eu o să încerc să dau la cât mai mulți abonați, dar sunteți prea mulți și nu am cum să dau la 8000 de persoane câți au lăsat comentariul la shorts, pentru că mi-e foarte greu. Adică nu o stăm să ne oferă câteva skin-uri și mai dau și gemul și stăm tokens tot la fel din bănuții mei. Deci trebuie să mă înțelegeți și pe mine. Hai să dăm și aici la roată, pentru că vreau să vă arăt noua colaborare. Bine, posibilă colaborare, pentru că nu avem o informație oficială, dar poza este foarte interesantă. Ce o să-mi dau un tokens? Nici nu mă mai interesează de roata asta, atâta timp cât eu o să-l primesc pe Bolt zilele următoare, împreună cu cei 4 câștigători pe care i-am avut mai devreme, nici nu mă mai interesează. Ce am mai băgat pe aici? Ofertă la 3 euro cu un soldat, bro, soldatul ăsta l-am deja. Haideți să vă arăt neapărat, ce mai avem pe aici? Ăștia sunt degeaba, bro, nu. Hai să vă arăt, posibilul update. După cum observați pe pagina celor de la Stumble Guys, au postat o poză cu Lavalendu și niște skin-uri împreună cu săbii interstelare. Uitați-vă cât de fain este, sunt niște săbii ca în Star Wars și acum dacă intrăm aici și ne uităm, scrie Happy Star Wars Day. May the 4th be with you. Probabil că pe 4 mai a fost ziua Star Wars-ului, dar oare chiar să avem o colaborare împreună cu Star Wars? Oare Lavalendu să fie remodelat? Adică uite, a lăsat unul un comentariu și zice Star Lavalendu War. E posibil. Ca Lavalendu este una dintre cele mai nejucate mape de elimination de pe joc. Adică mai nimeni nu joacă mapa asta și ați văzut-o la turnee, adică nu mai este băgată absolut deloc Lavalendu la turnee pentru că este foarte băguită. Doar că dai un pumn la cineva și te duci și îl împingi, poți să-l trimiți până în lavă, ceea ce mi se pare foarte iurea, dar skin-urile acestea pe care le vedeți voi aici sunt inexistente pe joc, adică nu le avem absolut deloc pe joc, decât pe Kaio Raio, cred că asta din dreapta este Kaio Raio, s-ar putea, dar asta din stânga... Skinul din stânga nu-l avem absolut deloc pe joc și chiar este foarte interesantă chestia asta, e posibil să chiar să avem o colaborare. Vreau să vă aud pe voi, să spuneți în secțiunea de comentarii dacă credeți că ar fi o colaborare bună și cu Star Wars sau dacă nu. Cea cu Nerf, din păcate, a fost interesantă, dar mapa a lăsat de dorit, nu mi-a plăcut atât de tare, sincer, mapa mi se pare foarte incorrectă și nu este una dintre cele mai wow mape, sincer, dar hackerii deja au găsit fișierele jocului, că deja avem skin-uri o grămadă până și în update-ul 0.49.1. Deci nici măcar n-a venit bine update-ul ăsta 0.48, adică a venit, da, de foarte puțin timp. Și deja ei au pregătit deja update-ul 0.49, deci e clară situația. Și auzi că prin iunie am avea un emote nou. Deci să sperăm că în următorul PES avem și deja emote-ul. Așa că haideți să intrăm puțin pe beta să vă arăt noile tactici pe mapele care o să vină zilele următoare, adică săptămâna aceasta va veni noul update. Și am intrat pe versiunea beta pe 0.48.1. Ei bine, acest update, exact cum vă spuneam mai devreme, o să vină săptămâna aceasta, pentru că, da, trebuie neapărat să rezolve sensibilitatea aia, pentru că nu mai pot. Efectiv,
credeți-mă pe cuvânt, mi-a ajuns numai cu acea sensibilitate, nu pot să joc la turnee absolut deloc bine și pe lângă faptul că așteptăm acest turnament ca să jucăm la el și să ne dea și nouă recompense, pentru că acesta o să fie pe sezoane și uitați-vă, vedeți, season ends în o zi 15 ore și 53 de minute, deci e posibil ca update-ul să vină într-o zi și 53 de minute și 15 ore și 53 de minute. Foarte interesantă chestia asta, adevărat, pentru că uite, lucrul ăsta nu l-am observat. Și da, atâta din când se va termina aici eventul, nu cred că vor băga alt event aici. Vor băga update-ul în sine, dar să nu mai fie aici pe beta. Și haideți să vă arăt pe mapa aceea cu extraterestrii, care se numește Abduction Avenue. Să vedeți cât de faine sunt anumite tactici, cum poți să faci un record pe această mapă și cum poți să termini mapa înaintea tuturor. Sincer, oricum mi se pare next level mapa asta, e foarte complexă și foarte tare, deci probabil că la un anumit timp o să se facă anumite tactici foarte tari. Deci aici sărim așa, dăm o săritură, ne ducem aici, bun, ne ducem așa, aici o să prindem un bus foarte mare, am mai sărit odată, dar uite aici era foarte bine ca să mă pot catapulta pe acea navă extraterestră. Aici o săritură foarte bună. Mai ne luăm și aici un bus, dar nu foarte mare. Aici, fiți atenți, cea mai bună tactică este să te duci așa. Bun. Bam, ți-ai luat boost-ul, dar nu este bine. Deci trebuie să te perfecționezi atât de tare încât să te duci pe burtă. Da, deci să te duci așa. Bam, ai dat săritura, te-a catapultat aici, te-ai mai dus odată aici. Bun. Și ia uite mă, frățiorul meu, cât am zburat. Ați văzut cea mai bună tactică pe această mapă. După aia sare aici frumos, te vei duce așa. Pă, sincer, nu e rău. Doar că am avut câteva ezitări. Asta este cea mai scurtă metodă. Dacă o vrei pe aia sigură, o să ți-o arăt imediat. Acum o să vă arăt cea mai scurtă tactică și cea mai bună, putem spune. Sărim tot așa, aici sărim așa. Let's go, tăticu. Ne luăm un boost. Ne mai luăm încă un boost. Aici așteptăm puțin așa. Sărim, tot la fel normal, pentru că n-avem de ales. Asta este cea mai bună metodă, ca să putem spune. Mai e și o chestie de genul acesta. Perfect. Aici trebuie să sărim prin laser. Sărim așa. Și acum asta este cea mai bună tactică și cea mai scurtă. Ați văzut cât de rapid am ajuns. Cred că și asta. Dar sincer ar merita ca să calculăm diferența de timp. Dar cred că e cea mai scurtă. Aia e mai grea, ca să te pui acolo pe burtă. E simplă, te duci mai tare pe boost. Dar uite, hai să mai încercăm încă o dată. Sau poate să încercăm chiar și pe partea dreaptă, că am mers mai pe partea stângă și contează mult și spawnul la început. Am luat și skin-ul pe bol, pentru că de-abia aștept ca să vină zilele acestea. Dăm aici o săritură. Să sperăm că nu o să luăm laserul acela. Aolo, bă, uite, eu nu înțeleg, frate, în momentul de față. De ce, Doamne iartă-mă, mă ține atât de mult pe burtă? Uilele, nu te cred, bro! Mamă, cât de mult m-am dus acolo! Bine rău pe tactică. Ah, dacă reușeam și ei să sar. Am cam pierdut timp, sincer. Ia, săritură. Let's go, din prima mea a reușit. Bine, bă, băiatule, mă. Ăștia suntem, bro. Da, ăștia suntem, am zis. Ce mai contează? Pentru că chiar din al treilea, al patrulea meci ne-am perfecționat pe mapa asta. Astea sunt singurele tactici pe care le poți face. Ori te duci drept, ori te duci pe stânga, pe burtă și ai luat busul acela și te duci foarte tare, dar e cam riscant, pentru că niciodată nu poți să știi când poți să pici sau nu poți să pici. Haideți să vă arăt și pe cealaltă mapă care sunt tacticile. Cât despre mapele celelalte pe bloc, deși legendarii, o să revenim probabil într-un alt episod, pentru că e destul de greu acolo. Fiți atenți aici. Cea mai bună tactică ca să nu pierzi timp este să sară aici, să sară aici iară. Bine, am cam pierdut timp acolo pe sărituri și să te duci pe aici pe margine. Dar trebuie să ai un timing foarte bun, astfel încât să nu pici absolut deloc. Aici degeaba vei sări, pentru că nu vei putea să te concentrezi. Și cel mai ciudat și cel mai ciudat este să nu te pună pe burtă, pentru că dacă te va pune pe burtă vei pierde foarte mult timp. Te vei duce drept, nu vrei să pierzi timp nici aici, cu siguranță. Aici trebuie să te concentrezi foarte tare ca să nu-ți dea knockback. Și uite, mai e o tactică foarte interesantă aici, sari. Sari încă o dată și ai sărit direct pe asta, ca să nu mai pierzi timp. Dar din nou ați văzut, acolo ne-a pus pe burtă. Și foarte interesant este că să nu sar tot timpul pe burtă când vezi că este denivelarea aia, pentru că tot o să pierzi timp și o să-ți ia de viteză. Dar n-a fost cel mai bun
run al meu acesta, adică cel mai bun match. Haideți să mai dăm unul, să vedem dacă putem să facem record, să nu ne împodmolim absolut deloc. Spawnul n-a fost unul dintre cele mai bune, sincer, dar o să ne ducem așa. O să simulăm și faptul că poate o să fim la un moment dat spawnați pe partea dreaptă, da? Săritură, săritură aici, perfect, până acum este minunat, bro. Nici nu ne-am încurcat acolo foarte tare. Aici cred că s-ar putea să fi pierdut puțin timp, dar nu sunt chiar atât de sigur. Săritură aici, săritură, săritură aici, încă o săritură. Și da, păcat că m-a pus acolo puțin pe burtă, dar important este că nu mi-am luat knockback. Uite, aici Dino te pune iar pe burtă și este foarte ciudat. Dar cam asta ar fi cea mai bună tactică și cea mai bună scurtătură. N-am dat deloc emote pentru că, na, în turneu e posibil ca să punem fără emote pe mapa aceasta, cu siguranță. Dar, da, asta e mult mai simplă decât cealaltă cu extraterestri. Și uite, chiar de control, ultimul meci vreau să-l dăm cu câțiva boți pe mapa aceea cu extraterestri și să vedem dacă putem să ajungem înaintea lor. Am pus 7 boți și împreună cu mine 8. Dar, da, și eu sunt un bot, că joc cu ei. E posibil, cum a sunat asta. Hai să mergem aici frumos. Dăm o săritură. Și mai dăm aici o săritură. Ah, n-am reușit acolo ca să mă pot concentra și să pot sări perfect. Dar important este aici săritura. Hai că n-am mai pierdut timp acolo. N-am mai pierdut timp, mai deloc. Ia, hai să vedem aici. Bine! Ia vezi, mă! Hai, mă! Bro! N-a fost nava asta extraterestră ca să mă poată ajuta? Nu contează. Pentru că putem spune că e un mini perfect run. Da, cu siguranță, bro! Cam asta este cea mai bună tactică, în fine. Sper că v-a plăcut, un like și o abonare mă ajută foarte, foarte mult și v-am zis, trebuie să așteptăm ca să vină update-ul acesta marți. Adică mâine o să avem și turneul, să sperăm că nu o să vină update-ul în mijlocul turneului, pentru că o să dureze ceva ca să vină și pe telefon, dar și pe calculator acest update. Și da, cu toate astea, ne vedem mâine la live, dar și un shorts, pentru că mai avem niște stumble pass-uri de dat, așa că pregătiți-vă, skin-uri, stumble pass-uri, gem-uri, stumble token-uri. De toate pentru voi, să dăm așa câte puțin la fiecare. Important este să fiți activi și să fiți cu ochii pe fiecare videoclip și shorts pe care îl postăm. Toate ce bune, ne vedem mâine. Pa, pa! Subscribe! Subscribe!